prezentăm invitații de astăzi. Începe tu. Letizia vine să-și lanseze piesa cea mai recentă la noi, la draga mea prietenă. E, vine și un francez, Nicolas Saint-Jacques, este flair bartender, adică un barman de să joacă jonglerii cu sticlele și cu toate instrumentele, taie fructe în aer, le zăpăcește, e un șmecher. A făcut jonglerii pentru regina Angliei, pentru prințul moștenitor din Bahrain. Și vin împreună cu Alin Lăzărescu, fiind să ne povestească ce caută acest Nicolas Saint-Jean în România. Să fac un concurs, el e în juriu, are și o școală de bartender. Ei, o să aflăm la momentul potrivit exact ce face el. Qu'est-ce que nous avons préparé pour aujourd'hui? Un qui s'appelle la piscine. Deci avem două cocktailuri, unul se cheamă cum? Piscine. Piscine et un mandorito, c'est un peu comme un mojito mais avec mandarine. Ah. Un mandorito, al doilea cocktail cu mandarine. Petite variation. Un mandorito, așa. Et qu'est-ce que tu fais en Roumanie? Ce faci tu în România? Je visite. Visitez? Voilà. Non, te cred. Non, je dois faire, je fais quelque chose, je fais des performances et un séminaire aussi. Je suis là aussi pour faire juge dans une compétition. Stai așa, deci performează, face niște seminare. Și este și seminarii și este și jurat într-un concurs de concursul național de barmani. Concursul național de barmani. Păi, hai să ne apucăm. Zică, Alin, te rog să mă pui microfonul și să ne explici ce va face domnul. Nicolas Saint-Jean, în primul rând câteva cuvinte despre el, foarte scurt. Este cel mai bun barman de flair din lume. Flair înseamnă spectacolul sau arta mânuirii instrumentelor de bar și a sticlelor de băuturi cu scopul realizării cel de spectacol. Cel mai bun din lume. Cel mai bun din lume a fost barmanul reginei Elisabeta a Marii Britanii. Asta. Ce cocktail îi făcea reginei Elisabeta? Qu'est-ce que tu flair tu la regine de Elisabeta? Bine. No, ce cocktail? What cocktails have you prepared for the Queen Elizabeth? I make also a daiquiri. Daiquiri. Asta-i place reginei Elisabeta? The one that the queen liked very much. Well, to be honest with you, she just looked at the show and then it was so many artists, so she just saw the cocktail and she was also occupied with magicians and different artists. Chica, ea n-a băut, doar s-a uitat și era ocupată cu alte treburi. I-a plăcut foarte mult spectacolul. Dar prințului moștenitor din Bahrain, ce i-a plăcut? What about the prince from Bahrain? Well, I go there every year, so he's a very, very cool person. E un tip chică foarte cool. Și ce-i place lui să bea? Very good guy. And what does he like to drink? He always likes to try new cocktails based on fresh fruits. And he's very open to different things. He's a vodka guy or whiskey guy? Whiskey, more. Whiskey guy. Ați văzut? Pe bază de whiskey și de fructe proaspete. Pe bază de whiskey și de fructe proaspete. Hai să vedem! Let's go. Okay, so Nicolas, vom lăsa pe Nicolas, va avea nevoie de un pic de spațiu să ne încânte cu maestria lui. Să auzim muzica. We'll be right back.
Sorry for the mistake, you know, with the pressure and so many people are watching you. Oh, stop it. It's your second time in Romania. Este a doua oară în România. This is correct, yeah, second time, yeah. You like Romania? Excellent. You like the club life? Îți place viața de club din România? Which one? In Romania. Club life. Oh, it's very difficult to pick up one. They're all good. Not one. Don't say any names, but if you like... I'll tell you what, I don't know if it's the club I like the vibe. Îi place vibe-ul, îi place atmosfera din cluburile din România. Woo! Păi, noi îți urăm mult succes. We wish you very good luck. Thank you. Judge correctly. Să judece bine acolo la concursul de barman. I will. Thank you very much. Thanks for having me. Have a great day. Să-l mai aplaudăm o dată pe Nicolas Saint-Jean, doamnelor, domnilor. Senzațional. Senzațional. Ce ziceți, doamnelor, ați venit cu mașina? Sunteți cu mașina? Cine dorește un cocktail? Cred că acolo e un mojito, dacă nu mă înșel. Nu mai știu, dincolo e ceva pe bază de fructe, de pădure. Păi hai să servim doamnele, zic. Can you tell someone about the cocktails? Șampanie și fructe. Cine se oferă să fie șofer astăzi? Poate trece ghinionul. Ah, merci beaucoup, maestro. Maestro. Da, ce interesant, ia. Ia să vedem. Uite, vine Nicolas să ne ofere câte un... E foarte tare. Foarte. Și cu castraveți? Da, e interesant. Deci șampanie cu castraveți pentru fete și băieți. Merci beaucoup, Nicola. Vă mulțumim din suflet. E genial. Asta mă pricep și eu. E genial. Omelet de fromaj. Da, și bem marine. Nu se potrivește. Ne-am întors, dragilor, dragilor. Nicola Saint-Jean a plecat un peu, ne-a lăsat niște cocktailuri. Îl mai așteptăm și mâine pe aici să ne înveselească un peu. Da, draga mea, ce? Nu
cred că trebuie să-i dăm paharele înapoi. Și dădeam lui Doru aici să termine paharul. E mare păcăleală cu cocktailurile astea, sunt toate dulci și au foarte multe fructe înăuntru. Fetele, de obicei, am văzut eu și pe la discoteci, beau cocktailurile numai ca să ajungă la fructe, de fapt.